500 deja. A, formulez. Bună seara, bun găsit oameni, bun la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, HD Harman, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Bună seara, bine v-am regăsit. Sunt foarte multe subiecte pe ordine. Vă văd cu hârtii aici. Pe... Eu iau hârtiile, că dacă mă întreabă cineva ce am făcut... Scot, măcar, da, să scoateți hârtia. Scot hârtiile, da, astea. Exact. Haideți, exact, domnul Harman, că nu ne-am cunoscut alaterii în Gara Filaret. Cum se spune la noi, Caracal. La Caracal. Așa. Aș vrea să ne certăm de la început. Așa, hai să ne certăm de la început. Da. O să vedeți de ce. Așa, de ce. Că v-am văzut că tot vorbiți despre extraterestri, am vorbit și noi aici, dar nu, da, oricum. Da. Au venit aia Mexi și au zis că... Da, uite ce am găsit, da. Da, 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 păi da, cum considerați, adică... Da, este un dialog care s-a declanșat. Sunt printre noi, adică extraterestri? Eu sunt mândru că sunt singurul din România care după 30 de ani de tăcere... Am declanșat acum câțiva ani dialogul, dar nu cu că am văzut OZN-ul, a venit lumina, a căzut... Nici după regenul, adică, așa, nu, adică care eu, a văzut OZN-ul, da, sincer. Da, eu nu cred că, eu nu cred în multe din povești, dar ca un care a studiat fenomenologia UAP-urilor, eu am mai spus-o și repet, dacă un singur fenomen ne duce la ideea că nu suntem singuri în univers, și am rescris istoria umanității. Și ca să rescriu istoria umanității fără ca limba mea română, fără ca poporul meu și națiunea mea să fie la masa rescrierii, este o crimă de înaltă trădare. Iar eu asta fac. Eu am făcut un apel și public și îl fac încă o dată și îl voi face întotdeauna lui Prunariu. Prunariu este foarte speriat de acest dialog. Domnul Prunariu ar trebui să fie alături de mine, pentru că sunt singurul de limbă română. Iar dacă rescriem istoria umanității, și o să o rescriem, pentru că suntem obligați să o rescriem... Dar de ce trebuie să fim și noi la masa asta? Disparem. A, dacă nu suntem. Păi dacă vine, de exemplu, Egiptul și zice noi suntem fiii zeilor. A. Dacă vine Franța și spune, nu, că a mai fost. Da? Da? Și noi ce suntem? Păi și noi atunci ce suntem? Noi pe unde suntem? Și după aia ne trezim încă vreo trei... dacilor. Da, și dacii de unde vine? Ei, vorba românului, și tracii de unde sunt. Adică noi trebuie să fim acolo unde se rescrie istoria. Orice națiune trebuie să fie acolo unde se rescrie istoria. S-a rescris acum 2000 de ani prin Fiul lui Dumnezeu. S-a rescris acum 4.000 de ani, s-a rescris acum 8.000 de ani și ultima dată pe care noi o știm, 11.768, s-ar putea să greșesc exact, în care s-a rescris complet dispariția de fapt a lui Eridu și a lui Nippur, primele două mari orașe. Știți că există un post, Nașu TV, care a primit de curând o amendă de la CNA pentru că n-au demonstrat că există tunelurile din Munții Buceci. Și au primit. Da. Păi și atunci și domnii de la CNA trebuie să dea senatului american, senatorilor americani trebuie să le dea amendă. Pentru că nu. Bun, da, povestea... în audierile publice un minut, da, care au avut loc chiar acum două săptămâni, adică s-au încheiat acum două săptămâni. Așa. Și sunt absolut succesive, văd că din 3 în 3 ani tot fac din ce în ce mai adânci audierile acestea. Oamenii au venit și au spus că, sau, că au descoperit aliens, că au descoperit extraterestri și nu au venit cu dovezi. Adică ar trebui și CNA-ul să ia și pe aceea. Păi nu, dar tunelurile e o chestiune, adică există sau nu există tunelurile? Eu nu cred că există fizic, dar dacă este să mă întrebați, undeva în acest areal și fundamental. Și eu zic că nu există. Fizic nu. În piatra aceea nu există. Da? Dacă nu încerci și scanăm, e... Dar unde duceau la piramide? Că nu mai știu care e teoria. Nu știu care e, că am auzit multe. Piramide, Tibet, Marte, nu mai știu. Nu. Acum lăsând gluma la o parte. Păi da, dar să nu ne pună CNA-ul și pentru... Nu. Acum, n-avem dovezi, oameni buni, deci domnilor, deci de la CNA... Deci n-avem tuneluri, da? Nu știu dacă n-avem. Eu niciodată nu spun nu. Eu am învățat din meseria mea de profiler și am mai spus-o. Niciodată să nu crezi ceea ce văd cu ochii mei. Niciodată. Never believe. Niciodată să nu crezi. Da? Și al doilea lucru... La niciodată... mine e exact pe dos ca ziarii, să cred ce văd cu ochii nu, mei. Nu, tocmai. Tocmai. Și ca profiler nu. Și pentru că... Avem meserii destul de diferite, înțeleg. Nu, dar am să vă spun un singur lucru. Într-o crimă, vă dau un singur exemplu. Da? Într-o crimă, cineva dacă știe să o gireze, să o managerieze cum trebuie, Popescu. Și ai toate elementele să-l arestezi pe Popescu. Un profiler spune, nu, nu-i Popescu. El nu crede. Bun, asta e altceva. Nu, da. Nu, atenție. Așa și cu aceste fenomene UAP-uri. Mie îmi spun un milion de oameni, de exemplu, că au văzut în America Latină, sunt aproape un milion. Deci a fost o isterie de masă. Acum 4 ani de zile. Că au văzut 400-500 de catrilioane de OZN-uri. Eu nu cred milionul acela ce au văzut ei. Dar cred altceva. Absolut altceva. Cred în distorsia temporală care a fost filmată la apariția
într-un spațiu aerian foarte mic, da, deasupra Braziliei, a unui număr enorm de fenomene UAP, fenomene atmosferice necunoscute, fenomene aeriene necunoscute. Aia a creat o distorsie temporală. Ce înseamnă distorsie? Extorsiunea unui degajament, cum era... O displazie, cum se spune, ca să folosim un termen medical. O scoatere din timpul normal. Da? Deci când vezi un nor, aici, da? Când vezi un nor. Adică, da? Ce am văzut era dintr-un alt timp. Exact, dintr-un alt timp. Eu asta cred. Eu nu cred ceea ce îmi spune milionul de martor direct, că i-au văzut OZN-ul și că era unul mic, albastru și cu ochii mari, care îi făcea cu semnul poporului uman. Nu, eu nu cred chestia asta. Dar că eu cred că în spațiul acesta, și apropo de chestiunea asta, vor ieși la un moment dat și aceste elemente, care sunt însă colaterale, nu avem dovezile. Dar de ce nu au ieșit până acum? Că în spațiul acesta trac, dacă o trac. Așa. Da, a, care, noi. Care, da, pe ideea că revin la întrebare. Întreagă, dar vorbim despre spațiu, Dacotrac. Într-un spațiu Dacotrac care s-a întins totuși de la Viena până aproape de Moscova. Că asta este spațiu. Da? În care nu știm dacă Burebista era rege sau doar mare preot. Că nu știm. N-avem încă o identificare corectă. S-au întâmplat fenomene datorită imensității spațial-teritoriale. Acest lucru eu pot să-l cred și îl cred. Tunelurile, eu nu cred în tunelul fizic, dar că pot să cred într-un tunel de cunoaștere care, prin DCN-ul și apoi, și lumea face enorm de o gafă, și istoricii mulți fac, una e Sarmisegetuza Regia și este Sarmisegetuza în sine, sunt două noțiuni complet diferite de transmisie culturală. Că am avut și noi șansa unui Zamolxe, eu, să știți un singur lucru, eu cred în legenda lui Zamolxe. Și știți de ce? Pentru că poporul român are nevoie de legenda lui Zamolxe, pentru că este originară, am spus bine cuvântul, nu originală, este originară, face parte din mari înțelepți, ceea ce noi numim fondatorii culturii actuale umane, adică de 15.000 de ani. Noi fără Zamolxe, fără o linie directă, peste 50 de ani... Când cine mai e cu Zamolxe, apropo? Poftim? Cine mai e în linie cu el? Păi sunt mari. Este Solon al Greciei, da? Care este cel care aduce legenda Atlantidei de la egipteni. Este Pitagora. Sunt mari creatori de... Pitagora, știți că... Atenție, ei nu sunt creatori, ei sunt transmițătorii marilor mistere. Am citit acum o știre interesantă, da, care spunea că s-a descoperit pe nu știu ce tăblițe, pe nu știu ce, teorema lui Pitagora înainte... Cu 1000 și ceva de ani, da. Dar se știa. Deci, practic, el a copiat de la... Haideți să vă dau eu așa, ca să ne ia CNA-ul. Da, din altă carte. Da, haideți să vă dau eu. Tăblița aceea se afla deja, a fost descoperită în secolul XIX, se afla în proprietatea unui foarte mare miliardar, unei familii de mari miliardari. Și acea familie a decis acum vreo 7-8 ani să înceapă să elibereze din arhivele egiptene pe care ei le au. Ei au, se consideră că alături de British Museum, această familie are cea mai mare arhivă de artefacte, pentru că bunicilor, străbunicilor, fondatorii familiei de miliardari, au plătit arheologii din Egipt. Și vă dați seama că cine s-a dus primul a găsit lucruri pe care nici astăzi nu le știm. Dar Pitagora de ce a copiat? N-a copiat, era școala. El s-a dus cu elev de era școală. Era o glumă. Iertați-mă, hai să facem o înțelegere. Eu fiind ziarist, da, și dumneavoastră fiind și profiler, da, și analist, da, și nu orice, da, fel de analist, dar și un foarte bun povestitor, că da, sunteți. Da. Când și când vă întrerup, doar când eu, când eu sunt Toma Necredinciosul, adică sunt ziaristul care pune întrebări legate de asta. Apropo de extraterestri, da, am citit mult despre, nici nu știu cum să le spun, mumiile astea apărute în Mexic. Da? Și pot să încep cu afirmații și după aia îmi povestiți. Adică nu spun nimic alea. Nu, nici n-au ce să vă spună. Haideți să vă spun și de ce n-au de ce să vă spună. Noi suntem 1,70 m. Da? Da. Echilibrați din punct de vedere somatic. Suntem o arhitectură uluitoare. Picioarele noastre nu sunt mai lungi decât... Un organism perfect. Un organism perfect, da? Mâinile noastre ajung la gură. Da? Bine, ca să mâncăm. Cine ne-a creat? Ne-a creat
Efectiv, imaginați-vă un arhitect. Dar aici nu intră și Băsescu, iertați-mă. Adică nu intră nici Băsescu, nu intră nici domnul Ponta, care mi-a plăcut când a zis cu migrația acolo, să-i răspund eu odată. Așa. Că avem nevoie de migranți, că n-are cine să lucreze. Adică nu, sunt multe personaje ajungem, care avem nu intră. Și migranți. Bun. Da, deci, da. Ideea este următoarea. Nu pentru că mea nu are prima mandat publică, că mi-am permis să spun că statul român va accepta imigranți ilegal fără să informeze poporul român. Și CNA-ul mi-a dat somație publică. Dar ideea este alta. Așa, ideea este, dintre toate miile de emisiuni care le-am făcut, vă jur, ideea este alta și vă răspund imediat. Ceea ce noi vedem acolo este o replică comunicațională. Puteți să dați imagini, da, Ileana, dacă... Brazilianul, mexicanul, nu brazilianul, mă scuzați, celebrul ufolog este cunoscut din Mexic, este cunoscut pentru hoaxurile, pentru informațiile false pe care le dă. Problema este următoarea. Și aici, ca un om care știe ce înseamnă fals, el spune, noi le-am găsit într-o mină de cristale. Acum, eu în Italia am văzut artefacte nu întregi. Deci nu cum a venit el, mai avea puțin și ne arăta și chiloții respectivi. Artefactului. Dar eu am văzut artefacte, bucăți de artefacte. Da? 6 falange, de exemplu, în loc de 3, noi avem 3 la degete. Am văzut mâini care nu ajungeau la gură. Italienii, antropologii italieni îmi spuneau, ca și cei francezi cu care am discutat, că acelea reprezintă, de fapt, expresia diverselor etape de ingerință genetică sau creatoare ale unei rase de sclavi. Și aici eu atrag foarte serios atenția. Ceea ce noi am văzut în ceea ce a făcut mexicanul, ei nu sunt rasă umană. Omul a avut dreptate. Nu sunt rasă umană. Sunt rasa construită pentru a scoate resurse. Nu știu. Legendele vorbesc despre aur, se vorbește și despre argint. Ce? Dacă nu e din așa, rasa umană... Nu e rasa umană, e o rasă de lucrători. De muncitori. Nu sunt... În mine. Lucrători în mine. Da. Adică un fel de roboți din carne și oase. Exact, biologice, entități biologice. Că de-aia noi nu le spunem niciodată forme de viață, le spunem EBE, entitate biologică externă. Da? Păi și cum au fost făcute în laborator, da, formele astea? Da, da, da. Luându-se forma de viață care exista deja pe această planetă și noi o știm, cum se cheamă, maimuța bipedă. Noi știm acest lucru. Trebuie să-l vedem pe domnul da, Orman. Uite-l aici. Vă rog să dați și jumătate de ecran. Așa arată, da? Da, așa arată. Adică da. Ce pot să spun eu despre... Știți ce mi se întâmplă mie ca ziarist? Să nu... Acum e rândul meu. Lasă imaginea aia. Nu-l da pe celălalt. Să nu cred ceea ce văd. Da? Da. E rândul meu acum. Eu nu cred asta. Și am să vă spun de ce. Într-o mină... inclusiv de cristale, pentru că erau niște cristale care, bun, au proprietăți chimice de a prezerva. Așa. Da. De exemplu, în Italia au fost găsite în minele de sare ale Imperiului Roman, la 3 km adâncime, 2-3 km adâncime. Artefactele vorbesc. Indiferent, sunt atât de bine prezervate încât mie îmi face impresia că totuși vorbim... Poate au găsit doar capul, poate au găsit doar mânuțele, poate au găsit doar un torso. Și de aici s-a pornit cu o idee creatoare de artefact întreg. Dar mexicanul ce a făcut? Mexicanul de fapt vorbea, pentru că a doua zi a apărut celebrul raport al NASA despre existența extraterestrilor. Bineînțeles că NASA n-a spus niciodată că există extraterestri, dar ei au anunțat un lucru care, cine cunoaște limbajul, pe mine m-au luit. Ce, domnule, noi ne vom uita în dovezile istorice pe care le-am avut. Domnule, Harman a stat, a făcut așa. Și tu vezi istorice că ăștia nu au 2500 de ani cu Marea România. Ăștia sunt de 80 de ani ca organizație. Și exact la asta se referau ei. Până acum îi făceau pe toți cosmonauții, pe toți inginerii spațiali, pe toți mari matematicieni, produselor celor mai bune școli americane de tehnologie, ca să pui om pe lună, iartă-mă, trebuie să știi. Da? Îi făceau bețivi, drogați, tembeli, că spuneau, doamne, există fenomene pe care noi nu le putem explica. Și într-o dată vine NASA și îmi spune, stai, că noi avem niște dovezi istorice. Păi istorice de când? 80 de ani doar, că nu ai de 2500 de ani, repet. Și atunci mi-am dat seama că ei de fapt încep să recunoască implicit că au un fond documentar pe care nu și-l pot explica. Și am mai spus la alte emisiuni și ei bine de înțeles, de ce am ajuns la acest moment? Pentru că avem tehnologia să ne dăm seama că nu putem explica.
Atenție, este nuanța cea mai importantă pentru un profiler. Avem tehnologia. Să ne dăm seama că nu putem explica. Până acum prin noi... tehnologia noastră nu putem explica anumite lucruri. Și ne dăm seama că nu reușim nici cu viitoarele tehnologii. De ce? Până acum noi am învățat, și acesta este principiul progresului tehnologic, tehnologia ne explică din ce în ce mai multe fenomene pe care, de exemplu, acum 200 de ani, 300 de ani, 500 de ani, nu le puteam explica. Ziceam că e Dumnezeu, că sunt zeii, că la 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 lululu. E, noi am ajuns astăzi să avem o tehnologie fundamentală de atât care ne duce pe culoare empiric, cât și pe culoare de absolută cercetare științifică, care să ne arate că noi nu înțelegem anumite fenomene. Că ele sunt o minoritate a minorităților, că din 100.000 de așa zise întâlniri cu extraterestri raportate anual, două sunt din 100.000, ăsta e raportul real. Două doar nu pot fi explicate, mie însă actuala tehnologie care este foarte avansată îmi spune că nu le pot explica. Și atunci umanitatea s-a văzut, are în față un paradox. Păi dacă tehnologia îmi spune că nu pot să o explic, am două soluții. Ori fac parte dintr-un sistem de legi fizice, chimice, biochimice, tot ce vreți dumneavoastră, spațiale, cosmice, pe care eu nu le cunosc, sau doi, sunt produse artificiale în unei lumi care gândește ca mine, dar s-a dezvoltat tehnologic altfel. Avansat, mult mai avansată tehnologic, da, și dar, mai departe. Gândește ca mine, atenție, doar că... dar că a folosit alt tip de resurse. Da? Dar de ce spunem gândește ca mine? Sunt mai multe paradoxuri aici. Paradoxul Fermi spune foarte clar. Nu poți să ai viață pe o planetă decât dacă te afli în așa numitul lockdown zone, în așa numită distanță egală care trebuie să fie identică și în sistemul nostru solar și în galaxia nu știu care, la milioane de ani. S-a descoperit o planetă așa, acum care... Dar spune... care trebuie să aibă formă de viață pentru că trebuie să fie la o anumită distanță de steaua sa, adică de soarele său, trebuie să aibă condiții de oxigen. Vorbim de viața în baza carbonului pe care noi o reprezentăm. S-a descoperit o planetă acum care întrunește în toate condițiile. Ecuația spune că sunt aproape 150.000 de planete din universul pe care noi îl cunoaștem, care e foarte mic, apropo. Bun, v-am pus o întrebare grea și am deviat la subiect. E important de înțeles. Ca să ajungi, ca să ai viață, atât. Da. Ca să ai viață, trebuie să fie pe formă de carbon. E dovedit că trebuie să fie bipedă și creierul trebuie să fie deasupra și nu la picioare. Am înțeles. Spuneți că există dovezi acum, da? Că și NASA, în scurta istorie... Da, într-o această... Bun. Da. Care ar fi dovezile despre care s-a vorbit că există acești... De exemplu, Cooper, marele cosmonaut, da, mi se pare că e al șaselea sau al șaptelea care umblă pe lună. Cooper spune foarte clar, noi când am alunizat, erau pe on the ridge, erau pe dealul din față. Și erau imense. Era imensă umbra. Când am început să mă apropii, au început fenomene ciudate de pe lună pe care noi nu le-am observat, poate tehnologia din acel moment nu le observase, da? Dar era clar că ceva încerca să mă oprească să mă apropii. Și la un moment dat n-am mai putut înaintea. Omul o spune, dar o spune după 40 de ani de la... Deci, dar asta nu e neapărat, nu mi-arată ca o tehnologie avansată. Care sunt dovezile astea despre care vorbeați, da, care să ne arate că e o tehnologie... Nu știu NASA ce poate să aibă, dar de exemplu, eu ceea ce am văzut, dacă este adevărat ceea ce am văzut, repet, nu cred ochilor, dar mie mi-a fost prezentat, 100.000 de kilometri pătrați, 0,98 din viteza luminii, din unitatea de viteza luminii, în mijlocul Căii Lactee, cu 4 stele și în mijlocul altă stea, vizibil și filmat, 0,98% din viteza luminii, 100.000 de kilometri pătrați. Și la un moment dat vezi cum se duce spre un grup de, spre un sistem solar, zici că îl face zob la viteza aia, și la un moment dat face curba. Deci ceea ce este filmat de către unul din sateliții de adâncime, de Deep Web, cum se zice, spune, de Deep Space Satellite. E deci, o dovadă, dar nu e una, să spunem... Nu, pentru că te afli totuși la 50.000 de ani lumină. Dar, mai dar exemplu, sunt foarte multe. Sunt foarte multe. De exemplu, mai da. Evenimentul acela, iertați-mă. Da, da. Vă rog. Evenimentul acela cu, pe o navă, nu? Pe un crucișător, parcă, american. Nimitz. Evenimentul Nimitz.
Da, este cel mai bine documentat eveniment. Noi mai avem un eveniment în 62, un submarin nuclear, care e acolo, povestea este aproape rocambolească. Noi am scăpat atunci de un război nuclear. Dar Nimitz este un grup militar american, este al patrulea mare, cum se cheamă, portavion. Știți că orice portavion are în jur... Și a crucis-o portavion, scuze, da. Nu, portavionul este, că este arma supremă din marină. Da. Știți că Statele Unite au 18 portavioane, 12 sunt active, 6 sunt, se umblă prin jurul Europei, dar nu contează. Nimitzurile sunt unul cele mai mari portavioane moderne. Și ale... ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? El are în jurul lui, în jur de 30 de alte crucișătoare, aruncătoare de rachete, plus două submarine. Deci el este satelitar, cer, apă și subteran, este apărat tot timpul. Bun. Este, cel care conduce este un amiral cu steaua de amiral plină. Nu există vice-amiral, nu e... Da, mă înțeles. Așa, e băiatul... Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? 4 zile el face jocuri de război. Dar când a fost asta? E, acum vreo 12 ani. Da. 10-12 ani. Manevre de război? Manevre de război în largul coastelor Floridei sau Californiei. Nu mai știu care dintre oceane. Mi se pare că era... Cred că era în Atlantic, nu era în Pacific. Uh-huh. Așa. Deci nu mai știu care. Și 4 zile se joacă de războiul. La 200-300 de kilometri este un alt crucișător care și ăla... Da, așa se jucau ca războiul. Două crucișătoare, tu ești dușmanul, pacă, noi ascunzându-ne miliția nu bun și miliția nu rău, nu? Cam așa. Hoții și vardiștii. Au și ei milițienii lor. Așa. Și de când au început exercițiile militare, oficial anunțat, spațiul aerian american, apele teritoriale americane, nimic ilegal, nimic ascuns. Situational Room îl anunță pe comandantul expediției, pe amiral, vedeți că avem evenimente neelucidate în aer. Ăla își bea cafeaua liniștit, evenimente neelucidate. E un nor care, datorită rachetelor trase false ale noastre, datorită energiei emise kinetice de rachete, s-a ionizat și a luat forma unui cal, știu eu. Se întâmplă. Eu le-am văzut. Sunt uluitoare fenomenele la ionizare sau la... Bun. După 2 ore, șeful, vedeți că ceilalți raportează. Și atunci omul intră în camera de management a portavionului și când vede, ordonă unei escadrile care era deja în aer, ordonă să intercepteze obiectul. Era un obiect de în jur 12-18 metri lungime, în forma celebrei bomboane tic-tac, alb, și care făcea o chestie foarte interesantă. Se ducea 3 km în aer, la înălțime, și la sub... Deci de dimensiunea de între 12-18 metri, nu se știe... Adică destul de mare. Enormă. După umbra pe care au reușit să o identifice deasupra mării, deasupra apei... A venea până deasupra oceanului? Dar ce venea? Până la 50 de centimetri s-a calculat că era udat de apă. Și nu l-au filmat? Ba da, asta vă spun. Păi de asta au spus radarele și asta... Și la un moment dat... Radarul e una, ți apare filmarea cu obiectul propriu-zis altceva. Așa, stați o clipă. Și... Amiralul, erau deja 3 avioane, făceau exerciții de război, F-35, cele mai bune din lume, bijuteriile mondiale. Și amiralul le spune foarte clar, interceptați obiectul. Șeful escadrilei fericit, uite OZN-ul, după el, hai după el. Și ce se întâmplă? OZN-ul era la vreo 4 km înălțime, deasupra oceanului, iar ei vin de la 2 km. Și ca să nu cumva să te dai peste cap la urcare, orice avion face loop, face așa, întotdeauna. Deci nu se duce în unghi direct, în unghi ascuțit. Că altfel o pală de vânt puternică sau o ionizare foarte puternică a atmosferii îți dă botul în spate și te întorci cu avionul, faci așa și cazi. Fier de călcat. Așa, faci fier de călcat. Și ce face avionul principal, deci șeful escadrilei? Începe să se apropie de obiect. Făcând lupurile acestea. Ce face obiectul? Îi răspunde. Îi coboară, el urcă, avionul condus de un om urcă, și obiectul coboară în același model. Și era foarte clar că la un moment dat... În spirală, cumva. În spirală. Da. Și la un moment dat, i-ar fi trebuit să se întâlnesc. Și se întâlnesc la 8 metri distanță. Și atunci se declanșează ceea ce orice avion de acest tip are, un F-35, filmarea.
senzorii avionului declanșează alarma că este cineva în proximitatea avionului și începe filmarea automată. Asta este incidentul nimic. Și există filmarea? A fost dată pe internet. Cum? A fost dată de Pentagon. Caută obiectul, să dăm și noi. L-a dat. Filmarea. Ăla e. Care? Da, l-a dat acum înainte de... L-a dat. Da, deci l-a dat. Să văd și eu odată obiectul ăla. E, obiect... 12 metri, tic-tac. Nimitz incident, incidentul Nimitz. Este filmat. Să văd. Celelalte două avioane, da, vin și ele, deci, din escadrilă. F-35. Ca să se înțeleagă foarte clar și să înțeleagă oamenii. Cea mai secretă... Uitați, asta e filmarea din avion. Da. Asta este filmarea din avion. Așa. Și o să vedem la un moment dat, nu știm dacă o să putem, da? Este o filmare uluitoare, este... Nu, asta este un anii 50. Nu are nicio legătură. Așa, bun. Dar, ce se întâmplă? Cea mai secretă informație a unei escadrile, știți care este? Nu. Locul de întâlnire pentru aterizarea pe portavion. Ca să înțelegem, pe portavion nu te duci, cum mă duc eu acum să mă suin frumoasa mașina lui Marius Tucă. Așa. Păi n-am venit cu mașina, așa. Dar... În sfârșit. Puteți trece peste jignirile de rigoare. De rigoare, okay, așa. Da. Așa. Deci, trebuie să te întâlnești într-un loc și să intri pe un culoar de aterizare, să ai un unghi. Ca să poți ateriza pe portavion, da. Care el are și el viteza lui, are valuri însuși. Bun. Acel punct de întâlnire este unul din cele mai secrete elemente ale misiunii. Și ea se, atenție, punctul acela se aduce la cunoștința piloților numai înainte de urcarea în avioane și de decolare. Nu există. Punctul acela este cunoscut numai de către comandantul acțiunii și atât. Da. Bun. Tic-tac-ul face jocul ăsta. La un moment dat se oprește între ei trei, între cele trei avioane. Așa. Da. La un moment dat o ia razna și se duce, ziceai că s-a dus în Rusia. Sus, jos, se joacă cu ei. Cu o viteză... Absolut totală și desfidând. Comparabilă cu F-35 sau peste? De 10 ori, 20. Spuneți că... Cu viteză de asta uluitoare și făcând tot felul de jumbuș, lucruri tehnice... La care, pe care un pilot uman nu le poate face, că ajunge afiș în avion. Deci nu poate să facă unghi de 90 de grade, nu poate să cadă, de să oprește în aer și după aia cade, adică să ajunge ciorbă în carlingă. Așa, asta e presiunea fizică, asta e legea fizică. Deci era foarte clar că tipul se joacă. Și la un moment dat dispare. Pleacă într-o secundă și dispare. Primesc ordin să se reîntoarcă, misiunea s-a încheiat, și să duc spre punctul de întâlnire. Și radarul îi anunță ce voi nu o să credeți. Este înregistrare, există, este pe internet. Ce voi nu o să credeți unde se află tic-tac-ul vostru. Șeful escadrilei zice, unde? El uitându-se în stânga, în dreapta, băi, ăsta iar să joacă cu noi. Zice, este la punctul de întâlnire. Ala pe care știau piloții înainte de... Exact. Una din cele mai secrete informații. Ca să poată ateriza unghiul și așa mai departe. Adică toate coordonatele... Toate coordonate. Asta le-a spus tuturor analizând și asta a fost în momentul în care președintele din acel moment al Statelor Unite a fost trezit pentru a-i se spune că există un incident sever. Biden? Nu Biden, Obama. Nu credeam că Biden nu, Obama, doarme tot timpul. Nu, acum e în înțeles. Așa. Obama a fost trezit. Că Biden nu se trezește. Da, Biden nu se trezește. De asta ziceam, da. Obama a fost trezit și a fost dus în Situation Room pentru a fi informat de către secretarul de stat cu apărarea că există un eveniment, un UAP, care pune o singură problemă. Știți care a fost problema? Nu. Nu de inteligență. Era clar că acționa cu inteligența acel tic-tac. Ci de tehnologie. Nu, de comunicare. Ce a vrut să spună. Ce a vrut să spună autorul sau cine scrie? Tic-tac-ul. Păi că și la poezie. Ce a vrut să știți? Că multe ce a vrut să spună Mihai Eminescu? N-ați fost hărțuit toată copilăria? Da, tot liceul și tot ce a vrut să spună. Păi ce a vrut să spună? Aici este toată discuția. Bun. O singură întrebare. Da. Asta s-a dus jumătate de emisiune. E vina dumneavoastră. Eu prost că v-am invitat. Ce a fost? Ce credeți dumneavoastră că a fost? Tehnologie de buget negru. Este tehnologie umană, nu este extraterestră. Este foarte clar că cineva tip Lockheed Martin, Boeing, bugetele negre de tehnologie militară au ajuns. O companie privată, puternică a făcut un test de reacție a armatei americane, adică de reacția aviației. Deci, spuneți-vă, o tehnologie ultra-performantă, adică... Ultra. O tehnologie care nu intră în definiția școlilor noastre de tehnologie. Care nu există, de fapt. Că care asta nu există, da.
Este un breakaway civilization. Există, și aici mă voi opri scurt, o emisiune întreagă va trebui să discute. Există o definiție fundamentală. Știți cum va dispărea umanitatea? Nu vine când meteoritul. Va dispărea poezia, dacă mă întrebați pe mine. Da, nu vine meteoritul. Poezia nu o să dispară niciodată. Absolut. Păi atunci nici umanitatea. Așa, da, bravo. Uite ce mișto întoarcele. Așa, uite, Marius, tu. Când va dispărea? Când vom avea, când se va aplica tehnologia breakaway civilization, a ruperii, a unei civilizații care se rupe de civilizația actuală. Când cineva va avea destulă putere și tehnologie, să spună, nu mă interesează umanitatea, eu pot să mă mut în altă parte. Da, e o chestie de autodistrugere. Exact. Iar noi ceea ce credem, și există o teorie foarte avansată pe acest domeniu, filozofic, și închidem, ca să nu pierdem toată emisiunea, să nu plictisim oamenii cu plictisim, dar avem cu America, avem cu ăsta aici, prăpăt dezastru. Să știți un singur lucru. China, pericolul fundamental este ca un buget negru, nu știu, printr-o descoperire arheologică, printr-o transmisie inițiatică, printr-o tehnologică, ceva, de fapt, până la urmă. Să existe o ecuație tehnologică descoperită, să fie identificată. Da? Eu tot cred printr-o transmisie inițiatică, nu cred că am descoperit un computer într-o piramidă. Dar de ce spuneți asta? Ce să spun? Că întotdeauna a fost, am primit de undeva ca să descoperim. Da. Adică noi, umanitatea, oamenii, nu suntem în stare. Nu, suntem în stare. Dar primim un sâmbure, primim definiția. Nouă trebuie să ni se dea raportul. Așa, în ce raport suntem noi? Nu. În ce raport suntem noi ca formă de viață cu celălaltă formă de viață? Noi trebuie să știm, de exemplu... Păi există altă formă de viață? Da. Unde? Sulful, de exemplu. Noi am crezut, întotdeauna că în sulf, credeam că vorbiți de, în mediul de sulf nu există viață. Știți ce complicată de extraterestri. Viață. Nu. Cum vă imaginați un extraterestru, domnule Harman? Nu am să iau decât asta legendele. Asta cu omuleții verzi? Nu. Omuleții verzi sunt cel maxim clone. Dar există extraterestri? Da. Eu zic că nu. Da. Nu se manifestă. De ce să nu se manifestă? Pentru că s-ar putea să nu ne recunoască ca formă de viață. Și ce am putea fi pentru ei? Pietre? Nu. Să fim, sare. Cum, de exemplu, noi nu recunoaștem formele. Noi nu știm la ora actuală dacă pe Marte există forme de viață. Să nu ne imaginăm un marțian care vine cu două antenuțe. Nu, s-ar putea să fie o celulă. Mai am o întrebare legată de asta. Da. Legată. De ce credeți că, mai ales în ultimii ani, auzim foarte des că extraterestrii sunt printre noi? Și în copilărie auzeam când și când apărea câte o chestiune. Dar de câțiva ani încoace mă întâlnesc cu tot felul de oameni foarte serioși de altfel, fără să fi consumat ceva înainte sau, mă rog, substanțe interioase. Și trebuie sau, să spunem și noi că n-am consumat nici măcar un ceai. Nu de-a ne-am fi dorit. Nu, noi ne-am fi dorit, noi doi, da. De ce credeți că se spune atât de mult, atât de des? E un timp? Vine o vreme? Ați vorba. Plătit avansul oamenilor că vine ce ne iau și vă ia și microfonul. Vă ascult. Așa. Pentru că avem elemente, artefacte care, așa cum le numim noi, displaced artifacts, DA-uri. Avem elemente și artefacte găsite, dar și elemente. Păi nu am avut și până acum 2-3. O clipă. Care noi de mii de ani le de tot descoperim și n-au ce căuta acolo. Celebrul pumnal al lui Tutankhamon. Sunt două pumnale găsite. Primul este pumnalul lui de faraon și al doilea este pumnal de vânătoare. Al doilea pumnal de vânătoare ne pune o singură problemă. Siderurgia nu a inventat acele aliaj decât în 1910. Conform oricărui studiu. Probabil că el a călătorit în timp și a plecat cu cuțitul. Atenție! Nu! Pentru că scarabeul de pe aliaj e din acel timp. Atenție. Da. Asta îmi spune existența a două lumi. Deci mi-am să credeți în existența a două lumi. Nu. Asta îmi spune, nu cred în existența a două lumi. Nu, adică nu, a, nu, sunt două nu paralele. Sunt două civilizații în același timp. Una, care nu se întâlnesc niciodată. Care nu se întâlnesc, sunt, de fapt, sunt două timpuri. Sunt în două timpuri. Nu sunt două timpuri, e același timp. E același timp. Dar sunt două nivele de dezvoltare. Unul care abia descoperă, deschide ochii asupra piramidelor care existau deja și are nivel de faraon. Adică, care e ăsta?
Asta, al egiptenilor, al lui Tutankhamon. Al lor, da. Și celălalt care la un moment dat cineva vrea să-l ori să-l impresioneze pe Tutankhamon, ori primește moștenire Tutankhamon, acest pumnal, care este considerat atât de important încât este transmis în caseta regală. Motoară. Deci nu vede nimeni, nu-l vede nimeni. E o problemă fundamentală. Papirusul din insula Mali. Că trebuie deja să-mi iau o planșă și să încep. Deci da. Sunt două civilizații. Da, sunt interacția două în același timp. Da, da. Care locuiesc în... Același spațiu și același timp. În același spațiu, în același timp, da. Dar în locuri diferite. Nu știu. Adică extraterestrii sunt printre noi. V-am zis că din ce în ce și dumneavoastră confirmați, că în ultima vreme se spune mai mult. Vă întoarceți de fiecare dată la... E foarte periculos. Dacă aș spune acest lucru, și este foarte periculos să susțin acest lucru, eu trebuie să înțelegeți că eu am o mult mai mare libertate decât mulți alții de a spune. Tocmai. Dar aici, dar în acest moment... Nu puteți să spuneți mai multe. Nu, nu, nu e vorba că nu pot să spun. E foarte periculos pentru că nu există elementul definitoriu. Știți care va fi? E teamă de CNA sau în general? No, da, mi-e teamă de CNA. Sau de Dumnezeu, de ce vă e mai teamă? Mi-e teamă de mine. Glumesc, folosim ironia pentru a ieși dintr-o... Vă e teamă să spuneți asta de ce? Că n-am elementul. Că nu aveți elementul. N-avem bun. Elementul. Văd că de fiecare dată, hai că cu americanii o mai rezolvăm, că e incitantă discuția. Nu, că n-au plecat, n-au plecat americanii. Biden, ei este aici. Americanii este ca și extraterestri, este da, și ei aici. Da, și ei aici, da. Cu mica precizare că Biden niciodată nu știe unde e, dar asta e deja altceva. Nu, asta e răutăcism. Vă întoarceți de fiecare dată la artefacte. Da. Sunt esențiale în a descrie lumea care... Încă n-a fost descoperită. Da, pentru că matematic... Iertați-mă doar o secundă, termin. Întrebările mele sunt mult mai scurte decât întrebările lui Dan Diaconescu. El punea o întrebare toată noaptea. Faceți de fiecare dată trimitere la artefacte. Sunt urme care au fost lăsate intenționat din adins să fie descoperite, să ne pună pe gânduri, să ne gândim, să descoperim la rândul nostru că Tutankhamon a avut... Acel pumnal dintr-un aliaj care era din la 1900 și... Nu, aliajul a fost descoperit. Nu știm de când e. Aliajul. Aliajul a fost descoperit. Da, aliajul descoperit în sensul ăsta. Care este importanța în filozofia dumneavoastră despre lumi, despre extraterestri, despre viață, despre Dumnezeu? Care este importanța artefactului? Este crucial nu pentru că el îmi demonstrează ceva, ci pentru că îmi dă șansa mie ca uman să pun mâna și să urlu este. Adică dovada. Dovada. Pentru că, în realitate, orice formă extraterestră, ca și orice comunicare cu acea formă extraterestră, care ar confirma existența unei vieți, unei civilizații paralele cu a noastră în același spațiu și timp, sau în alt spațiu și în alt timp, etc., comunicarea va confirma, se va face numai prin matematică. Matematica nu e artefact. Unfortunately. Da? A existat până acum... Dar pentru animalul din noi, pentru bipedul transformat dintr-o maimuță, pentru cel care are nevoie să pună mâna și să urle că există, în acel moment un astfel de artefact mă ajută cu altceva. Îi distruge ideile prefabricate, îi distruge preconcepute și așa mai departe. Aceste două lumi care spuneți că există, coexistă în același timp, se vor întâlni vreodată? Da, pentru că în acest moment asistăm la o... Noi o numim și specialiștii o numesc întâlnirea celor cinci. Cinci maimuțe, am văzut filmul, sau nu? Cinci planete. A. Există în acest moment, noi vedem o... Știți de unde ne dăm seama o mărire a vitezei de succesiune? Vedeți dumneavoastră, există o lege în viață. În copilărie, copilul se plictisește. Acum se comprimă. Când îmbătrânim, se comprimă și nu știm când trec săptămânile, lunile, anii. Da? Viteza cu care apar evenimentele ne este dată de ce? De succesiune. De succesiunea secvențelor. Vreau să vă spun că în ultima sută de ani această secvențialitate și-a mărit viteza aproape de 100 de ori. Cred că și mai mult. Nu, în raport cu... Am văzut și în pandemie și în toată deci, perioada asta. Ceea ce mie îmi spune că undeva s-a luat o decizie
și că decizia aparține însă umanității de data aceasta. Eu fiind ziarist, când aud undeva s-a luat o decizie, mă gândesc că pe vremea lui Ceaușescu s-a hotărât. Cine a luat o decizie? Asta este întrebarea. Aceasta e întrebarea. Bun. Cum arată, în opinia noastră, extraterestrul ăsta mic și verde? 3 metri, carnivor, extrem de violent, uneori și canibal, acestea sunt legendele, extrem de sexual, cu o regulă fundamentală să aibă cât mai mulți urmași, de aceea și transcendența sexuală a acestor... Atunci ai să nu ne întâlnim niciodată cu extraterestrul. Nu, sunt foarte puțini. Știți care este șansa noastră? Cât și asta vă dau un secret. Cât sunt? Din toate legendele, din tot ceea ce știm noi, noi batem prin demografie. Suntem mulți. Creșteți și mulțiți-vă. Care să știți că ordinul acesta cristic este ultimul venit, dar el a mai fost pus. Dar de ce sunt doar câteva exemplare? Păi stați o clipă. Nibiru a avut, la un moment dat, noi aveam în Mesopotamia 180 de zei și zeiță. Atâta. Și conduceau... Sunt zei. Da, ei sunt, de fapt. Da? Ei sunt zei. Statutul de zei. Și la un moment dat au avut nevoie să facă ce? Să facă să transceadă sexual pentru a face semizei, pentru a putea să facă copii care să poată să-și mențină, să le poată menține autoritatea. Descrierea este fascinantă pentru că în momentul în care te gândești la extraterestri, te gândești ca la o ființă androgină, adică în toate desenele, în toate filmele, extraterestrii n-au sex. Pe când în descrierea asta noastră, e matematică. Asta e matematică. Asta este descrierea minții umane care înțeles matematică. De când descrierea noastră este atât este de extrem de materială. Atât de materială este, și este, sexuală este, chiar. Este. A existat până acum vreo comunicare între noi și extraterestri? Imposibil. De ce? Nu știm alfabetul. Păi poate știu ei pe al nostru. Da. Și puteau să... Repet ce am mai spus și la emisiunea dumneavoastră și la altele, de 35.000 de ani, nimeni n-a mai bătut codul Morse. Spre noi. Deci nu... Nu. Noi, chiar dacă, repet, dacă uite, aici păi apare, se materializează unul de 3 metri. Nu sunt cu 1000 de ani, nu sunt cu 100 de mii de ani înaintea noastră? Nu știm dacă sunt ani. Sau? Sau etape civilizaționale. Dar uite, să vă dau un exemplu. Dar apare aici. Uite, suntem noi aici, în studio, și apare unul, se materializează. Nu? Beam Me Up, cum era, Scotty Beam Me Up, nu? Din celebrele filme science fiction americane. Și ăla începe și... Nu știu, ne vorbește, ne comunică și noi ne uităm ca fraierii. Da, ăsta cu Morse e un exemplu bun. Că... Deci, atenție, da, el poate să-mi spună, am venit frați români să vă spun că voi sunteți poporul ales. Da? Că voi sunteți cei care... Asta se știe. Așa, bineînțeles că se știe, dar vă spun așa, vine cineva și îți confirmă, da? Păi, domnul Tucă, și dacă eu nu înțeleg alfabetul, ce fac? Îl iau cu parul. Păi, morsele. Păi, asta e, dar nimeni n-a mai bătut morsele. N-am bătut morse pentru că ar fi trebuit să știe ca să-l bată. Sau ar fi fost ușor de învățat, nu? Sau poate artefactul care primea mesajul a fost ars ca, exact cum au fost arse marile, marile cetăți maiașe și incașe în căutarea aurului. Sau poate că Alexandru cel Mare, în căutarea celebrei pietre filozofale sau pietrei eternității, el a distrus cam multe națiuni. Sunt foarte greu de convins, pentru că fiind ziarist, atunci pun întrebări și mai e o mai chestiune. În partea asta cu extraterestri m-am pregătit destul, adică m-am pregătit de-a lungul timpului, dar m-am și uitat. Îmi scrie un prieten că era Bush și... nu, asta e bună. Era o glumă aia cu... Așa. Că era președinte Biden, că dormea. Că era Bush junior. A, era Bush junior atunci? Da. Deci nu era Obama. Da. Studiile făcute anul trecut pe pumnalele Tutankhamon, folosindu-se tehnologia razelor X fluorescente, avem oameni deștepți. Da. A indicat prezența 11% nichel și a cobaltului în aliajul respectiv. Așa, cobaltul nu exista. Cobaltul nu fusese. Proporție întâlnită în toți meteoriții care conțin fier. Uh-huh. Egiptenii pur și simplu au prelucrat minereu găsind meteorit. Cristi, e mai greu, un prieten, adică... Nu, eu vorbeam de tehnologia siderurgică. Și uite ce zic oamenii, hai cu America, hai cu America. Hai cu America, hai. Hai, că oamenii nu sunt interesați, că e normal, nu extraterești. Dumnezeu, oamenii urmăresc cu foarte mare atenție și într-un număr foarte mare. Stați o secundă că... Deci unde am rămas? Care e ultima America. Întrebare? Lăsați cu America. America, avem timp și pentru America, nu ne dă nimeni afară. Nu cu extraterestri ăștia, că deja
Nu, mă întorc la lumile alea două ca să înțeleg eu bine. Deci s-ar putea să existe două civilizații în același timp, în același spațiu. Da. Una fiind extraterestră sau nu? Nu, s-ar putea să fie intraterestră. Adică nu neapărat. Adică nu neapărat, poate să fie mai veche ca noastră. Planete diferite, că noi locuim pe Pământ. Adică ea unde ar locui? Tot pe Pământ. Poftim? Tot pe Pământ. Adică ar fi printre noi și noi nu știm cine sunt sau cum. Eu nu înțeleg prima noțiunea among us. Asta este proponită din limba engleză. Printre noi. S-ar putea să... Cu noi. Cu noi să fie. A, să fie cu noi. Să fie cu noi. Deci e posibil ca eu... Păi atunci e adevărat când vin... Am spus nu, că vin... Nu, n-am nu, nu, când vin, nu, nu, când vin tot felul de oameni și spun că sunt extraterestri printre noi. Acum, mai ales după ce au consumat. Trebuie să-mi aducă... Atenție, nu vreau artefactul, ci formula matematică. Să știți un singur lucru. Hai să ne întoarcem și la formula matematică. Matematică, apropo de matematică. Yeah. Că de la geometrie până la analiza matematică, nu mă băgați, am, că nu... am studiat ceva, având eu niște prieteni foarte buni de profesor de matematică. Ce înseamnă formula matematică, în momentul în care spuneți... Matematica trebuie să confirme. Să confirme... Existența formelor de viață capabilă să nască matematică trebuie să fie confirmată matematică. Orice trebuie confirmat. Orice. Prin matematică prin și matematica, adică o teoremă, o ce care să demonstreze existența. Da, da. Și cum ar demonstra o formulă matematică existența extraterestră? Păi hai să o luăm așa. Cum am putut să punem niște roboței pe Marte fără să știm cum arată Martele? Adică trebuie să știm tot ce ține de dimensiuni exact, și așa mai departe. De, la, de spațialitate, numai, de temp, numai, de timp, deci nu e doar matematică, e și fizică, mă rog, un amestec de științe exacte care să... Să știți că viața este o formulă. Iar dacă eu nu matematic, fizic, biochimic nu pot să o confirm, atunci aceea nu e viață, e altceva. Nu știu ce este. Dar viața este o formulă. Omul e făcut de? Oameni. Adică Dumnezeu a avut un... Interesant. Dumnezeu a creat viața pe Pământ. Dumnezeu a creat viața pe Pământ. Acum, și pe extraterestri cine a creat? 3 milioane de... tot Dumnezeu. Adică există un singur Dumnezeu. Nu, există o singură forță creatoare în univers. Da, o forță că are forme diferite. Și așa mai departe. Dar deci are orice formă de viață este... E creată de o forță creatoare. De o singură forță creatoare. Absolut. Big Bang. Dar de ce n-ar exista mai multe forțe creatoare? Nu, nu poți. Nu ai mai multe universuri. Adică nu știm noi. În universul în care noi suntem, forma de viață... Există o singură forță creatoare pentru forma de viață din universul, din universul nostru. Acum, nu ce știm înseamnă universul nostru? Dumnezeule mare, nu știu, eternitatea stelară, nu știu, universul. Pentru că nu știm dacă universul este doar timp, dacă e distanță, dacă e spațiu, încă nu ne dăm întoarcerea seama. În timp sau... Imposibilă pentru raportul viață-moarte. Imposibilă. Adică? Hai să mă întorc acum 5.000 de ani la Tutankhamon. Da? Da, nu că am văzut un film recent, să întoarce... Da, și celula mea a fost creată ca formă de viață acum 300 de ani. Nu am cum să mă duc. Acolo? La 5.000 de ani. Păi de ce? Cât de mult s-a schimbat în 5.000 de ani? Păi nu, n-ați înțeles, nu existam acum 5.000 de ani. Celula mea creatoare. A, celula dumneavoastră creatoare. Da, deci noi suntem produsul unei succesiuni... Dar mă rog, măcar să mă întorc în 2004 ca să nu mai câștige Băsescu alegerile, pot? Că e aproape. Nu e în contradicție. Nu e în contradicție. N-ar fi în contradicție. Nu știu dacă se poate, dar nu e în contradicție. N-ar fi în contradicție. Întrebarea mea este... Deci nu poți să te întorci și câteva mii de ani. Nu, dacă nu ai, repet, celula creatoare. Celula creatoare, adică momentul zero. Să știți că noi suntem, avem momente zero. Care păi s-ar și putea nu, eu să de fie ce n-aș avea momentul zero acum 5.000 de ani? Pentru că nu știu dacă l-aveți sau nu. Asta e riscul. Nu știu. Eu mă risc totuși să mă întorc în 2004. Nu, eu mi-amintesc, dumneavoastră în 2004 existați, dar nu contrazice această teorie și această teoremă, da? Dar, de exemplu, trimit o piatră în trecut. Eu nu știu dacă piatra aceea, adică celula care materia. A creat materia respectivă, exista acum 5.000 de ani. Și atunci știți unde ne pierdem? Ne pierdem între acel vid. Toată lumea spune, între lume există un vid, în acel vid. Dar există mai multe lumi care sunt despărțite de un vid și nu se întâlnesc niciodată? Astea sunt teorii. Astea sunt teorii. Numai teorii. Da. Matematica să trecem, încă n-a reușit. Să trecem la practică. Deja adu-mi un antinevragic foarte. Așa, da. E vina dumneavoastră? Dumneavoastră m-ați băgat? Nu. Mă gândeam că extraterestrii ăștia, mici și verzi, ar fi venit până acum. Da, bineînțeles că da. La noi doi?
La noi doi au venit de mult. Stai, aici. Domnul Tucă, dar ei se uită. Țineți minte. De ce n-au venit acolo? Ei se uită că... Că vor să afle și ei. De extratereștrii urmăresc două emisiuni aici, în universul ăsta, da? Că ei și sunt univers. Marius Tucă Show, exact, și Harman. Și Harman, așa nu știu ce. Cred că sunt singurele. A, și mai Nașu, pentru că ei vin prin tunelurile alea de sub Carpați, de sub Buceci. Am înțeles. Și ies exact în față la Cocoșatul. Domnul Harman. La Le Cocoșe. Exact, acolo și bine, nu știu dacă mai bagă, ce bagă ăștia în mici, că e mirosul ăla. Nu știu. Colț cu Gil, care știe care a fost în Băneasa. Bun, stați o secundă. Mai ai vreo întrebare legată de extraterestri? Nu, eu zic că ar fi venit până acum. Asta spun. De ce eu nu? Zic că n-ar fi trebuit să vină. Păi bun, asta e altceva. Dacă n-ar fi trebuit să vină, înseamnă că nu o să vină niciodată. Nu, pentru că nu mai ai resursa după care vine. S-a consumat resursa? S-a epuizat? Da. Care ar fi fost resursa? Păi, domnule Tucă, orice călătorie interstelară are o ecuație foarte simplă. Cât pun în tancul de benzină? Binele cred că e resursa care s-a terminat. Pe planeta Pământ? Da. Mai e puțin de tot. Mai e puțin. Dar să știți, eu am încredere. Că nu binele... s-a terminat binele. Știți ce s-a terminat? Instrumentul cu care eram noi obișnuiți de câteva mii de ani să facem bine. Dar binele treceți nu s-a la terminat. La poezie, domnul Harman, și da, interzis. Sunt la pe, da. Până acum m-ați nebunit cu matematica. Adrian deja. Adrian Păunescu, îmi pare rău. Da. De... Până acum m-ați nebunit cu matematica. Idolul și acum, dumneavoastră. Și acum binele... Nu, a fost idol, a fost prietenul meu înainte de orice și un poet absolut excepțional. Absolut. Până acum ați mers pe formula matematică, adică n-am putut să văd rece, distantă și față de mine, n-am putut să văd niciun extraterestru pentru că mi-ați scos tăblia aia cu Pitagora. Cu Pitagora, da. Și acum când veni vorba despre binele care s-a terminat din 2004 încoace, dacă mă întrebați pe mine, în România și în lume, o dați pe poezie că binele s-a instrumentul. Domnul Tucă, nu în 2004. Binele știți de unde vine? Când ucizi, binele vine din suflet, nu vine din niciun instrument. Nu poți să faci binele sufletul, să știți cu un că instrument. Nu e. Sufletul este atașat formei de viață, asta este uluitor. Nu asta știți că pe mine mă apucă nervii și întotdeauna sunt absolut... Și sunt un om care am văzut atât... La Val Vâlcu, nu? Acolo v-a apucat. Da, acolo mă apucă întotdeauna, nu mai am nume. Am înțeles că se interzic în continuare apariții și emisii în România, că tot îi văd pe unii, că e de ce... Păi nu știu, nu o să intru în discuție, eu sunt foarte... Dar nu e vorba despre dumneavoastră, vorbim în general. Val Vâlcu este un... Nu vorbeam în general, că n-am făcut referire. Haideți să mă întorc. Da. Eu am o durere enormă și o revoltă. Sunt ambele la aceeași intensitate. Sufletul este atașat formei noastre de viață. Nu este atașat unei stânci, unui val, unui nor. Este atașat nouă. Ca să spui că poți să faci avort la 8 luni, la 9 luni, când știi că acel copil din burta mamei are suflet, adică forma supremă de viață. Sufletul este atomul începutului. Dumneavoastră știți că noi suntem formați din atomi de la Big Bang? Dumneavoastră știți corpul uman, viața umană pe această planetă, binecuvântată de Dumnezeu, are atomi originari din originea Universului și vine o dementă sau un dement să-mi spună că pot să fac avort la 9 luni, să distrugă. Dar de ce îmi spuneți asta? Deci, păi dacă are atomi de la Big Bang, atunci eu pot să mă întorc în timp, înseamnă că am... Da, problema este... Nu vă contraziceți că eu vă prind aici, logică elementară. Nu m-ați prins absolut deloc. Dacă eu am atomul originar, asta nu înseamnă că am celula creatoare de viață. Am înțeles, dar știți că la noi se ocupă cu Big Bang-ul băieții aici, la Măgurele. A, da. Mai se mai ocupă? N-au închis? Se mai ocupă, dar s-a aflat ceva, că tot s-a discutat despre Big Bang. Nu știu, deci, repet, atât de primitiv în a înțelege legătura noastră cu viața. Noi suntem un corp care purtăm viață. Atenție, fără suflet, corpul nostru ar fi ca o piatră pe această planetă. Noi suntem, ăștia suntem și avem această șansă unică de a privi prin telescop istoria Universului. Păi știți, dumneavoastră știți că cu cât ne ducem în interiorul sistemului nostru solar, cu cât ne depărtăm cu an lumină, da? Noi ne ducem de fapt în istoria noastră, nu în viitorul nostru. Noi ne ducem în istoria noastră, în trecutul nostru.
Sunt bulversat de asta cu extraterestri. Sufletul de unde vine? Mi-e greu să vă răspund. Eu personal cred de la Dumnezeu, numai de la Dumnezeu. Sufletul și eu mă gândesc că nu poate să vină din altă parte. Este, cum să vă spun? Are ceva matematic în el sufletul? Da, da. Dar frumusețea este care altceva. Ce are matematic sufletul? Echilibru. Da. Echilibru. Total. Între că minus infinit și plus infinit. Nu m-am gândit că sufletul este... Este. La suflet e vorba de echilibru. Da, e un foarte echilibru. Multe mesaje. Și să știți un singur lucru. Știți ce mai are sufletul care dă această superbită, care ne definește atât de superb pe noi ca oameni? Sufletul este universul în sine. Noi, prin suflet, suntem universul în sine. Și supraviețuiește fiecăruia dintre noi sufletul? Sunt absolut convins că da. Și unde se duc sufletele care nu mai au... V-am povestit că eu am studiat viața și moartea. Vă rog să studiați în continuare pentru că m-ar interesa. Adică unde se duc sufletele. Oricum, nu se duce corpul, ca să fim clari. Nu se duce cu nu corpul. Se duce. Nu se duce corpul. 35 de secunde de la ultima bătaie a inimii, sufletul are această perioadă în care se retrage. Cum nu se duce corpul? Deci nu, adică nu, corpul devine, fără suflet, corpul este o piatră care e perisabilă. Ah, bun, să e trimit. Adevărat. Știți ce ține corpul, ce ține atomii aceștia originari de la Big Man? Sufletul. Sufletul este cel care ține această frumusețe denumită corpul uman. Altfel, corpul uman ar fi efectiv sunteți profiler, da. Da? Da. Să vă pun cea mai... frumoasă întrebare pe care v-a putut să vă pună cineva. Sau să descrieți profilul unui lucru pe care nu l-ați descris niciodată. Și o să vă rog eu acum. Nu vă așteptați pe mine. De-aia știți că am și pe colaborare aici. Dar luați o gură de apă că întrebarea e grea. Da, nu mă aștept la ceva greu. Profilul... descrieți profilul Big Bang-ului. Ah, da. Da, să știți că nu sunteți... Sunt al doilea, primul. Am înțeles, ok. Nu, treceți peste micul da. Noțiunea de al doilea. M-am mai întrebat aia cum o cheamă, Caramela sau Harry sau Kamala. Kamala, da. Nuland. Da, Nuland. Da. Cum ați? Dar pe înțelesul tuturor. O glumă. A fost o glumă. A fost a o glumă. A fost o glumă. Deci el a făcut o glumă ca să mă chinu eu cu... Cu Traian Băsescu, da. Nu, numai. Deja e prea mult. Nu, cu ăsta, cu... Cum îl cheamă? Dați-mi unul acum. Nu știu. Cu... Ăla Bulai, că e pe cal. Ăla pe cal. Deci, creatorul a făcut o glumă. Da, da. Și în laboratoarele creației, da. Bing Bang-ul ăsta, da. Cum a fost ca mișcare, ca formă sunet. Fizică? A fost sunet. A fost doar sunet. A fost doar sunet. Și sunetul. Probabil că nu ia, nu știu, gluma întotdeauna are sunet. Întotdeauna. Noi suntem sunet, de fapt. Dar nu puteți să ne facă dintr-o privire? Adică fără să... Nu cred. Cred că era prea simplu. Și cred că a vrut să demonstreze ceva. A fost îndrăgostit. Mie întotdeauna mi-am imaginat... De cine? Aici este întrebarea și am să vă spun de ce cred că a fost îndrăgostit. Asta e teoria mea. Atenție. Adică Dumnezeu să-i spunem pe numele... Creatorul. Nu știu. Să-i spunem Dumnezeu să înțeleagă. Arogant să-i spun pe numele de Dumnezeu. Ar fi prea arogant. Ca să înțeleagă oamenii de asta. Dar aș spune următorul lucru. Era îndrăgostit pentru că atâta culoare a ieșit din Big Bang. Atâta culoare. Începe să vă faceți meseria. Ați iertați-mă. Și atunci când ați fost îndrăgostit, iertați-mă. Ați început să vă faceți meseria. Deci culoare. Da, culoare. Așa. Da, culoare. Și atunci când vezi atâta culoare, când vrei atâta culoare, ce-ți spune? Că este îndrăgostit. Un bărbat sau o femeie, când văd culoarea din ochii celuilalt, florile, când zic, ia vibrează ceva. Culoarea, adică vibrează da, cu totul. Da, așa. După aceea, nu, să nu să zic ceva de curcubeu, dar am cerut. Da, nu. Nu e cazul. Să știți că, și apropo de curcubeu, culorile sunt independente. Culorile pentru sentimente sunt independente. Noi nu formează curcubeu, apropo. Este un fals ideologic absolut, dar mă întorc ca să nu vină CNA-ul peste noi. Problema fundamentală este alta. Fiecare sentiment are o culoare. Deci, creatorul era atât de îndrăgostit încât în fiecare... Nu știu, hai să ne imaginăm, se trezea în dimineață și nu-i mai plăcea azurul, nu-i mai plăcea albastrul acela, a vrut altceva. Și din această glumă permanentă, din această declarație de dragoste... S-a născut Big Bang-ul. S-a născut Big Bang-ul. Dacă vedeți Deep Space web-urile cum arată, ce culori au. Sunt, atenție, sunt grupuri stelare...
Da. Care sunt la 2 milioane de ani lumină distanță. 2 milioane. Adică dacă plec acum, ajung la granița acelui grup stelar peste 2 milioane de ani, când nici nu știu dacă Pământul va mai exista sau civilizația umană va mai exista. Adică rasa umană, vorbesc genetic. Sunt niște culori uluitoare. Deci părerea mea e că de aici a ieșit. Disprețul ce culoare ar avea? Gri. Disprețul întotdeauna este gri. Dar este aproape științific dovedit. Disprețul este gri. Da. Ura este violet. Violetul acela cenușiu. Gelozia nu este niciodată, n-a fost niciodată galbenă sau portocalie. Este foarte interesant. Gelozia este un verde cărămiziu. Și ura? Ura? Negru. Ura, nu ura și la gără, ura, ura. Ura. Ura, sentimentul de ură este neagră. Sentimentul... Dispare lumina. Gelozia ce culoare are? Cărămiziul. Este un verde cărămiziu. Da, nu e bine. Nu, da, să... nu e. Nu, atenție, nu e portocalie, nu e galbenă, nu e... Iertați-mă o secundă că vreau să dau o căutare. Caut ceva pe Google aici să văd cum descriu ăștia apropo de profiler. Păi ce facem? Trecem în derizoriu? Trecem la America? Păi... Nu știu, îl văd pe ăla fără un ochi, l-a bătut nevasta. Îl văd pe... Dom'le, l-ați avut aici? Pe George, de la Lazar. Cum să nu? De la Hai să ne propunem să facem asta, chiar poate săptămâna viitoare. Poate, că adică să trecem de la extraterestri la... De ce mi l-ați renăscut? Pe cine? Pe domnul... Joana, pe locul întâi. Să trecem totuși de la Big Bang, de la Dumnezeu, de la culoarea aia, de la felul în care în glumă a făcut, a creat Universul, să ajungem la Scholz cu ochiul serios. Cred că nevastă să i-a dat vreo două scătoci. E sacrilegiu. Da. Chiar dacă domnișoara acolo, doamna Meloni este atât de simpatică. Ca să încheiem, deci extraterestrii nu vor să intre în contact cu noi niciodată. Nu știu dacă nu vor niciodată, cert este că nu suntem la ora actuală capabili să le înțelegem contactul. Adică ei ar fi încercat să ne contacteze, dar noi nu le-am înțeles. Nici nu știu dacă au încercat sau nu au încercat. Nu știm, pentru că noi nu avem abecedarul. Ce ar trebui lumii ca să fie pusă pe linia de plutire? Să intre într-un echilibru. Ce înseamnă linia de plutire? Că nu... Se vede că e un dezechilibru în ultimii 10-20 care? De ani, nu? Că vorbeam despre asta. 50 de ani, cam așa. Cu jumătate de secol, hai să spunem. Da. Poate mai puțin de la al doilea război mondial încoace. Nu, al doilea război mondial a fost dezechilibrarea. Dezechilibrarea care a dus la ceea ce suntem astăzi. Da, ceea ce suntem. Sau de acolo a început dezechilibru. Dezechilibru fundamental. Exact, ca o undă care s-a propagat în intrarea în epoca atomică. Intrarea în epoca 70-80 de ani. Să nu uităm că noi avem... Ce trebuie? Da, vă rog. Să nu uităm că noi avem ca profiler și aici foarte puțină lume o observă. Și mă doare că nu observă. Haideți să vedem trei lucruri. Da? Avem al doilea război mondial, avem primul lucru. L-avem pe Hitler. Al doilea lucru l-avem pe Stalin. Da? Cei doi mari criminali. Și la un moment dat noi uităm să spunem că noi avem un al treilea mare criminal. Cel care aruncă bomba atomică. Îl încadrați în aceeași... Da. La psihopatie este același lucru. Și am să vă spun de ce. Și aici sper ca să nu fiu înjurat, nu sunt anti-american. Civilizația umană ieșise din Shoah. De fapt, intrasă în teroarea bolșevică, stalinia înapoi. Trece prin Shoah, trece prin demența nazistă și în 45 domnul am învins. Până și Stalin înțelege că trebuie să înceteze cu teroare, îl va înceta până aproape de moartea lui, reîncepe teroarea, dar nu mai apucă, moare, 53, și dăm cu bomba atomică. Deci tot acolo? Tot acolo. Am făcut un cerc ca să ajungem în același loc. Civilizația occidentală este construită pe urmele fumegânde ale copiilor din Nagasaki și din Hiroshima. E o forțare și nu o este. 37.000 de copii. Bun. Morți. Nu este o forțare. Civilizația occidentală exista și atunci. Civilizația post. Post... Al doilea război mondial. Mm-hmm. Teroarea celor două blocuri are la bază teroarea nucleară. Bun, dar Franța nu are nimic, de exemplu, sau țările europene nu au nimic de a face cu asta. Nu, dar își face bomba atomică. Pentru un profiler se poate spune și așa. Ce ar putea reechilibra lumea?
iarăși aroganța specifică profilerului, ca să nu dăm nume, chiar să nu dăm niciun nume. Da. Eu am să vă spun un singur lucru. Apropierea de extinție. Un eveniment la nivel global care adică să ajungi cu spatele la zi. Adică din 9 miliarde să rămâi 1 milion. Știți în acel moment ce se întâmplă? Se unește toată masa genetică, se unește parcă virtual, parcă și văd. Se unește toată celula generatoare, da? De la marile ziduri ale civilizației antice până la catedralele Evului Mediu și până la marile, până la cosmonauții care ajung pe Marte, vor ajunge în curând, au ajuns pe Lună, se vor uni în acest milion, în acest fond genetic, care va crea și, un minut, care va crea și nu transmisia informațională. Adică rămâne esența. Esența. Da. Este dar un esența eveniment... nu poate să ducă la degenerare? Nu. Esența niciodată nu degenerează. Păi da, nu, ideea este că oamenii ăștia au un milion, de unde sunt? Sunt de peste tot. Nu, supraviețuitorii, de peste tot. Supraviețuitorii. Adică deci avem un eveniment de extinție globală. Poate să fie un meteorit, poate să fie orice. Nu, atenție, nu... Credeți că se poate ajunge aici? Adică prin... Părerea mea că noi am mai trecut prin așa ceva. Prezența piramidelor ne indică existența unei civilizații a triunghiului și nu a cercului. Civilizația noastră este a cercului. Atenție foarte mare. Părerește cineva asta sau e chestiune de evoluție? Oh, aici mă băgați în ceea ce teozofia în care eu absolut o detest și am luptat inclusiv material. Se întâmplă pur și simplu? Da, eu cred că cineva acum cel puțin o dată în istoria planetei, a resetat lumea. Eu cred acest lucru. Da. Auzim în fiecare zi că tot veni vorba despre resetarea lumii, despre resetarea lumii. Da. Înseamnă același lucru? Nu. Dar ce înseamnă? Atunci când ai tehnologia de a reseta o planetă, noi o vom avea cam în 50.000 de ani de acum înainte, dacă supraviețuim ca civilizație. Când ai această tehnologie, repet, nu decizi să ucizi fără milă. Resetarea propusă de 3 bătrâni și 4 babe, cu Schwab, Soros și așa, este nemiloasă în sensul de sângeroasă. Ea nu este sanitară. Resetarea planetei... Contra naturii, împotriva... Absolut. Va fi într-o... Conform lui Schwab, lui Soros și așa, ca profiler vă spun, așa cum o văd eu, va fi într-o baie de sânge. Da? Pe când resetarea care s-a întâmplat cu dinozaurii, să spunem, bine țintită, foarte bine țintită, greutatea exactă, mărimea exactă a asteroidului care a intrat în atmosferă și a devenit meteorit, viteza exactă. Bine, atenție. Am citit acolo o teorie că nu din cauza meteoriților, dar mă rog, iată discuții. Nu. Deși acolo a fost o resetare. O resetare însă gândită sanitar, să nu sufere în plus în raport cu evenimentul. Ceea ce propune Soros, Schwab și ăștia alții, propun o suferință absolut damnabilă. Chiar era o seară reușită, serios. Poftim? Chiar era o seară reușită. Să-mi aduceți pe ăștia... Păi da, ăștia sunt cu resetul, că doar cu ăștia i-a zis. 4 moși și 3 babe. Cine a făcut resetarea? Era nevoie să apară civilizația umană. Dar cine a făcut resetarea? Mă întrebați-mă. Știu, acum 2000 de ani. Sunați un telespectator. Da, vă rugăm, da, ajutați-mă. Două minute ca să vorbim și despre asta. Ce se întâmplă cu America? Un imperiu care și-a depășit limitele prin aroganța de a se crede imperiu. SUA mai avea nevoie de 300 de ani să devină imperiu. A crezut prea devreme că e imperiu. A crezut prea devreme. Și acum plătește. Și acum plătește prețul acestei aroganța. Aroganța, da? Până nu creezi un capitel doric, un templu, o biserică reală. Au creat în partea asta, au creat un F-35. Au creat pe partea de tehnologie. Și armata... Dar nu sunt chestiuni de spirit, dar nu sunt chestii. Da, pentru că imperiul înseamnă ce? Nu ocuparea teritoriului. E importantă ocuparea teritoriului, ci ocuparea minții. Ocuparea celelalte culturi. În raport cu toate celelalte culturi, dacă eu mâine, ca om, singur pe această planetă, după un eveniment la nivel de extinție globală, sunt întrebat, ce preferi?
Te trimit înapoi în America sau te trimit în Grecia lui Pericle? Grecia lui Pericle mâine, unde am pericolul să fiu ce? Ucis imediat pentru că nu știu. În vremurile alea, în fiecare secundă puteai fi ucis. Exact. Dar te întorci la cultură, la civilizație. La fundație. La fundație. Pentru că în acea cultură eu pot să spun la un moment dat, să pun sămânța și să spun nu vă mai ucideți copii la 12 ani. Deci tot poezia salvează lumea până la urmă. Da. În fapt, că tot veni vorba despre America. Dar America astăzi este în disoluție absolut totală. Cum poate fi salvată? Nu mai poate fi salvată. America nu va mai putea fi salvată. America pe care noi... Va fi o altă America? Da, va fi o altă America. The American Tragedy, a lui Theodore Dreiser, da? Huckleberry Finn. America în care noi ne regăseam. America jazzului din anii 30. Nu numai. Eroilor celui primului și al doilea război mondial. Mă rog, tot ce ține de America... America în care noi ne profundă, regăseam victorioasă... a dispărut, nu, și cea creștină sau musulmană sau iudaică, America în care munceai și nu mureai de foame, în care nu venea nimeni să-ți ia locul, în care nu venea nimeni să spună că e femeie când de fapt e bărbat, America etc. America prohibiției, până și America prohibiției te regăsești. Absolut, tocmai de asta am spus, era un exemplu America aceea a dispărut, ea este în acest moment ocupată, efectiv este o ocupație ce se întâmplă acolo. Și România devine din ce în ce, văd același fenomen de țară ocupată. Noi trebuie să eliberăm, America ca și România. Noi trebuie să le eliberăm. Frumoasă. Dar America este în descrierea disoluție. Cu totul cu America. Da, dacă mai aveți ceva de spus în apărarea dumneavoastră în legătură cu America. Aș vrea un singur lucru. Să nu pierd pe mâna Americii. Mă doare. Eu mă uit în Ucraina. Un an de zile ne-ați căpiat oameni buni din America și pro-americanii și ăștia care ne arată găurile, nu știu ce, vas, Moscova și mai știu care. Domnule Tucă, haideți să fim clari. Ne-ați spus, ne-au spus un an de zile că vine tehnologia americană și îi face băruș zob. Nu i-a făcut. Eu nu vreau să pierd eu civilizația mea. Mormântul părinților mei de la Stalingrad. Nu părinților, străbunilor mei. Mormântul evreilor de la Târgu Jiu. Nu vreau să-l pierd pe mâna americană. De ce? Pentru că eu am crezut în America. Eu nu și pot să pierd acest lucru. Ar fi cu atât mai dureros? Sinucigaș. Este sinucigaș. Profilerul, aveam și China și America. China? Imperiul care s-a ridicat după 5.000 de ani. Dragonul care odată trezit din scoate din flăcări. Scoate flăcări. Numai faptul că respiră și scoate flăcări. Atenție, nu trebuie să... Nu-și propune. Așa. Trebuie să facem un profil pe filmulețul militar, să vedem mesajele care le-a trimis, poate într-o altă emisiune. O lume a contradicțiilor. China este o lume a contradicțiilor, da? Dar numai că, de exemplu, contradicțiile între moldoveni, olteni și ardeleni, dau un singur exemplu, era la câteva sute de mii de oameni. Pe când în China, contradicțiile între diversele categorii sociale, profesionale sau etnice este la nivel de sute de milioane. Și deasupra pui bomba atomică, pui Partidul Comunist și ai un melanj de imperiu. Le trebuie o dictatură spirituală totală. Le trebuie o regimentare absolut totală pentru ca e de bine sau e de rău ce ați spus? E de rău. E de rău pentru umanitate. Bun, și acum... Nu ieșiți din fâșia asta a profilerului care a privit cu sânge rece. Nu vă întoarceți la mormintele înaintașilor și vorbiți-mi la fel, cu aceeași distanță răceală, cu aceeași distanță despre România. România este poate cel mai mare pariu pe care îl poate da, îl poate avea cineva în istoria umanității. Și am să vă spun de ce. Pentru Dunăre, România este Israelul ca pentru Iordan. Da? O țară fără resurse, atacată permanent, o țară care iubește și Israelul iubește. Și o țară care deși furată tot timpul, a putut să-și hrănească copiii. România însă are și altceva, care este cumplit. Dom'le, avem o lene ca ancestrală. Popor. Ancestrală. Domnule, lasă-mă să te lasu ăla. Je m'en fichisme la cele. Merge și așa.
Ce vede? E și o formă de supraviețuire. Este o formă noi. De supraviețuire, dar să știți că pentru a deveni civilizație... Strivită între atâtea imperii... Și Israelul. Dacă, ca să pentru devină civilizat. Și poporul evreu n-a avut casă 2000 de ani. Ca să devină civilizat, așa? Ca să devină civilizație România, trebuie să fie unul. Să fie harnică. Și nu vorbesc ca țăranul român, muncitorul român, că vai, muncește în Occident de crapă. Nu, trebuie să fie harnic aici, ca națiune. Așa. Și al doilea lucru, trebuie să fie de o duritate ireală cu oricine îi atacă interesele. N-am văzut o țară mai călcată în picioare. Mai călcată în picioare pentru lașitatea reprezentanților ei. Eu v-am mai povestit și o repet. Apăram eu interesele României. Profitând de lașitatea, de fapt. Nu? Atenție. Ei, profitând de lașitatea, da. Nu da. Pentru lașitatea. Deci, profitând de lașitatea reprezentanților. România însă, iertați-mă, da. În 1945 avea 90% în alfabetism. În 1945. Mm. În 1982 ce face? Trimite om în spațiu. 40 de ani de sal civilizațional nu există în istoria umanității. Nicăieri nu o să vedeți așa ceva. E, aici este ceea ce cred eu în șansa României. Avem într-un spațiu extrem de condensat, într-un timp extrem de condensat, capacitatea, dacă vrem, și dacă avem liderul, atenție, dacă avem liderul, să ne ducem în spațiu. Faceți profilul liderului. Român? De care avem nevoie. De care avem nevoie, român, da. Cinic, dur, de-al nostru, atenție. Facultățile nu contează. Credeți-mă. Da? Deci cinic, dur, empatic. Atenție. Și necruțător din toate punctele de vedere. Un tătar trebuie să fie, un hoarda de aur. Necruțător. În ceea ce privește câteva fenomene. Liniile roșii. Furi? Zbang. Violezi? Zbang. Te declar femeie când ești bărbat? Zbang. Faci aia? Pui câteva linii roșii. Și le martelezi de la grădiniță, de la 3 ani, de la 2 ani, de la creșă sau de unde începe educația copilului. Pare un regim cam autoritar, apropo de lumea în care trăim astăzi. Păi domnul... Uitați-i pe ăștia. Care din trei? Vedeți. Nu, pe ăștia trei, da? Aia trei doamne și trei doamne și toți trei, da? Așa. Doi domni și o doamnă blondă, da? Da. Ei ne vorbesc de democrație, dar au dat 30 de miliarde de euro Ucrainei, fără să ne întrebe pe noi europenii, dacă vrem. Poate erați plecat, domnule. Domnul Biden a dat 110 miliarde, 180 de milioane pe zi, 83 de milioane de dolari pe zi. Am văzut. Haideți să vă citesc trei titluri ca să totuși fie o seară frumoasă. După ce Statele Unite au sistat finanțările către Ucraina, Curtea de Conturi a Uniunii Europene intră la rupere. Bugetul e secat de război. Erorile din cadrul cheltuielilor de la bugetul UE au crescut semnificativ în 2022, se arată în raportul anual al Curții de Conturi Europene publicat joi. Nasol. Nasol. Moment, mișto, colivă. Șeful, Zelenski s-a adresat... Domnule, pe asta nu pot să înțeleg. Zelenski s-a adresat liderilor europeni. Datorită Ucrainei, soldații voștri nu luptă împotriva Rusiei. Adică... Mă rog? Da, știți ce a declarat de fapt prin fraza asta? Ce? Datorită faptului că mor soldații ucraineni, soldații voștri nu luptă împotriva Rusiei. Problema este că, din punctul meu de vedere, da. Și iar o să fiu considerat putinist, da? Și iar o să apară tot felul de doctoranți. Haideți, lăsați-mi de doctoranți la Moscova, cu doctorate la Moscova, okay. Așa, da. Care o să-mi spună că sunt putinist. Eu nu cred că Rusia a atacat Europa. Nu văd. Rishi Sunak. Da, prietenul meu. Nu, e fratele nostru. E fratele nostru. A stănit controverse după ce a spus că a fost înjurat foarte tare. Știi ce a spus? Nu știu ce a mai spus. Un bărbat este un bărbat. Și o femeie e femeie. Și o femeie este o femeie. E o chestiune de bun simț. Da. Și a revenit? Nu și-a revenit. A Dar rămas... de ce a spus-o? Păi cum a spus-o? Că a spus-o pentru că el este totuși la fundalul lui de prim-ministru aflat da, la fundația lui de prim-ministru britanic așa. Care intră la stăpân în palat da. Așa prime, Your Majesty, the Prime Minister da. Așa, cum se spune. Domnule Tucă, hai să fim foarte clari.
Hai, domnule, că a spus un lucru adevărat, serios. Asta spune, el vine într-o cultură în care femeie și bărbatul. Nu vă mai întoarceți la aia că l-ați făcut praf. Sunt de acord cu ajutorul acordat Ucrainei, dar nu înaintea americanilor, spune Elon Musk. Apropo de ce spuneați mai devreme. Da. Elon Musk, care și-a numit copii X. M-am uitat, am fost scos la tablă, poate n-am pus cele mai bune întrebări, mă pregătesc mai bine data viitoare. S-a încheiat emisiunea deja? Păi stați o clipă, că abia am început să vorbim. Răspund și eu, să știți că folosim poezia, poți să... Așa, să înțepați mai rău. Nu înțep, că nu sunt genul, nu, când e vorba de... Dacă erați politician. Nu, să trec și eu granița asta și să dau răspunsuri care nu duc nicăieri și, de fapt, duc în toate direcțiile. Emisiunea noastră nu se termină niciodată, domnule. Bravo! Mulțumesc mult pentru participarea în această seară. Ne vedem... Ce, joi? Da, știu, joi, mâine. Cu extraterestre ăștia. Bine că n-am zis, știi că am zis, într-o seară am zis că ne vedem mâine dimineață la 8. Sau luni dimineață la 8. Ne vedem luni seară la orele 20. Țineți aproape.